Start în judoul mehedințean, mâine va debuta prima competiție a anului prevăzută în calendarul Federației Române de Judo. Evenimentul se anunță unul extrem de disputat, având în vedere că va reuni la startul turneului internațional de verificare majoritatea cluburilor juvenile din Balcani. Antrenorii au ocazia de a-și vedea elevii înaintea competițiilor de obiectiv din noul sezon. Suntem pe ultima sută de metri cu organizarea turneului. Noi vom participa cu aproximativ 20 de judoka de la CSM Drobeta. Cei mai mulți au șanse să ocupe medalii la campionatele naționale din acest an și acum vom urmări nivelul de pregătire și vom vedea unde mai este de lucru. Juniorii vor participa la campionatele naționale de tineret și senior, dar și la câteva cupe europene de junior și seniori. La Cupa Severinului sperăm să obținem suficiente medalii pentru a ne clasa în primele 5 cluburi, ținând cont că sunt prezente mai mult de 30 de echipe din 6 țări, a declarat antrenorul Gicu Vasilan. Organizatorii au primit confirmarea de la aproape 40 de cluburi. Totodată, la malul Dunării se va arbitra pe tatami după noile reguli de arbitraj internațional. Cupa Severinului este prima competiție care se va arbitra după noile reguli stabilite de Federația Internațională de Judo. Așteptăm peste 400 de judoka din 6 țări care vor lupta la categoriile U13, U15, U18 și seniori. Din experiența anilor trecut sunt convinsă că va fi o nouă competiție pe care o vom trece cu bine și ne va fi de ajutor. E un turneu util prin care sportivii pregătesc campionatele naționale din prima parte a anului. Din păcate, noi avem câțiva judoka răciți care nu vor putea lupta sâmbătă, a spus antrenoarea de la Clubul Severinan, Lena Sterea. Ajunsă la cea de-a șasea ediție, Cupa Severinului se va desfășura anul acesta la sala polivalentă din Drobeta, Turnul Severin, sâmbătă 28 ianuarie.